Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Hai să vedem ce ne așteaptă pentru ziua de marți, 14 septembrie. Hai să vedem pentru această zi. Foarte frumos, avem aici Marea Preoteasă. Îngerul Puterii a venit astăzi aici pentru voi să vă spună că va fi o zi foarte importantă, o zi în care trebuie neapărat să vă ascultați intuiția, o zi în care nu e bine să trageți concluzii pripite, e bine să faceți un pas în spate și să analizați situația la rece, să analizați situația foarte atent și să vedeți ambele puncte de vedere. O parte dintre voi s-ar putea în familie sau la locul de muncă sau la școală sau în cercul de prieteni să fie obligați să joace acest rol de arbitru. Și pentru cei care va trebui să faceți acest lucru astăzi, e foarte, foarte important să fiți imparțiali, să vedeți ambele puncte de vedere și să încercați cei doi prieteni, cei doi copii, cei doi membri din familie, cei doi colegi care se ceartă, să încercați să îi aduceți la un numitor comun, să le demonstrați, să le arătați că, de fapt, fiecare dintre ei are o parte de dreptate, are o parte de adevăr pe care celălalt nu poate să o vadă și să încercați să aplanați conflictele. Dacă voi veți fi implicați în anumite conflicte în această zi, cheia succesului este să încercați să vedeți și punctul de vedere al celelalte persoane, să vă puneți în pielea celuilalt, să demonstrați că aveți empatie, să nu fiți foarte rigizi în modul vostru de gândire, pentru că în acest fel veți demonstra de fapt că voi sunteți cei mai puternici. Atunci când suntem dispuși să renunțăm la niște idei preconcepute, să renunțăm la niște idei la care ținem cu dinții, demonstrăm de fapt cât suntem de puternici. Forța interioară, puterea interioară este aceea de a pune sub semnul întrebării propriile tale convingeri, propriile tale gânduri, propriile tale idei preconcepute. Și doar în acest mod putem să creștem, putem să evoluăm, putem să trecem la următorul nivel în existența noastră. Și de ce pun atât de mult accent pe aceste elemente? Pentru că aici Marea Preoteasă mi-arată că astăzi puteți fie să atrageți în viața voastră un mentor, o persoană influentă, o persoană aflată în poziție de conducere, care poate să vă ajute, să vă ghideze, și atunci e important să faceți figură frumoasă în fața acestei persoane, să demonstrați că aveți potențial, să demonstrați că nu sunteți rigizi, să demonstrați că sunteți dispuși să creșteți. Sau e posibil ca voi să deveniți mentor pentru cineva. Și atunci iarăși este important să demonstrați că ați învățat aceste lecții, că sunteți capabili să ajutați și pe alți oameni să crească, să evolueze. Această carte vine cu foarte multă putere, cu foarte multă forță, cu foarte multă influență și cu foarte mult potențial în spatele său. De aceea vă rog să aveți grijă în această zi, să vă controlați impulsurile și să urmăriți sfatul din spatele acestei cărți de a face un pas în spate și de a privi situația în ansamblu. Nu vă pierdeți în detalii inutile, uitați-vă și la imagine în ansamblul său, pentru că aici marele risc este să nu vezi pădurea din cauza copacilor. Pentru cei care aveți înclinații spirituale, pentru cei care aveți de obicei vise premonitorii, pentru cei care știți să interpretați semnele din jurul vostru, fiți foarte atenți astăzi la anumite numere care s-ar putea să repete, la anumite cuvinte care o să se repete, la visele pe care le aveți, pentru că toate acestea sunt semne prin care Universul, prin care Divinitatea comunică cu voi. Sper că v-a plăcut această interpretare, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi și nu uitați să vă uitați și la celelalte videouri de pe canalul meu de YouTube, pe care le-am pregătit cu foarte, foarte mare drag, special pentru tine. Mulțumesc că ai stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!